Părere pentru cântăreața Mira, fratele Vitreg al artistei, a murit într-un accident rutier. Colega mea, Violeta Miron, are mai multe detalii. Violeta, te ascultăm. Noaptea trecută a avut loc accidentul cumplit în localitatea gorjeană Cârbești, comuna Drăguțești. În mașina care a izbit violent un cap de pod se aflau două persoane, una în vârstă de 21 de ani care a fost transportată la spital în stare gravă, iar cealaltă persoană de 22 de ani, mai exact fratele Vitreg al Mirei, care și-a pierdut viața în urma impactului violent. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și se pare că nu este prima dată când în zona respectivă au loc accidente similare. Violeta, mulțumesc!